Băi, băieți, care te voi Răzvan, mă? Păi eu sunt Nicolae, vorbi la telefon în legătură cu iarba. Scuze, nu mi-am dat seama. Aș avea și eu nevoie, ziceam, de un kil așa sau un kil jumate, ce părere aveți? Cât? Dați un kil, că poate un meserețe da din prima. A? 7, maxim. 7 ce? Grame. Grame? Păi de aceea iau aur. Băieți, eu n-am venit să fac cercei. Dați mă ca lumea că vă dau banii, ce naiba. De unde e numărul nostru? De la Cecilia, cum de unde l-am? Cecilia? Bine, 7 pe-a taie, dar dacă nu, te rezolv cu dovlecenii. M-am prins ca pe vremea lui băiatul cu buletinul în spatele blocului, rație, scuze, m-am prins, gata. Ce chestie, stați așa, fiți atenți aici, bănuțul frumos, curat. Fiți atenți. Păi am pe toți. Pardon. Discret îi bagi în buzunar, ca la doctor. M-am prins, gata. Ca la doctor, da? M-am prins, păi nu știu 420. Ce vreau. Știu cum e acolo. Îți dai buzunarul ăsta? Da. Te faci când nu vezi, n-am băgat nimica. Aoleu. Aoleu. Vezi, băi, 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 uite. Nu m-am o secundă, iertați-mă. Da? Noroc, Nea Vasile, mulțumesc mult de tot pentru... Da, păi nu pot să vorbesc, Nea Vasile, acum, pentru că sunt cu niște băieți și tot mă luam niște iarbă ca să fie acolo. După aia vin... Păi stai, mă! Băi, băi, ce naiba, mă? Păi, da, păi și iarba? Hai că vorbim mai târziu.